nu vă mai faceți planuri pentru pământ, că Domnul nostru vine. Aleluia! Nu-ți mai fă planuri cum să ajungi cel mai tare din Guga. Fă-ți planuri cum să fii cel mai smerit din Guga. Că mândrii rămân jos și smeriți zboară. Că atunci când ai greutăți, nu? Cum să spun? Păi te țin jos, mă. Păi ia-ți două, trei cărămizi să vezi ce poți să faci cu el. Bagă-le în buzunar să vezi dacă poți să zbori. A spus poetul, am o singură dorință în viața asta. Aș vrea să zbor. Să mă întâlnesc cu Domnul. Aveam 14 ani. Jumate când am primit Duhul Sfânt. Și m-am dus acasă după câteva zile de la stăruință și am venit îndoială, oare chiar e ceva adevărat? Și am zis, Doamne, dacă ăsta e Duhul Sfânt care mi l-ai dat, dacă ăsta e adevărat, dacă ceea ce trăiesc și ceea ce simt e de la Tine, vorbește printr-un vis de noapte. Și am visat că eram la răgazul părinților mei în bucătărie. Era un simplu geam, bucătăria părinților mei foarte mică, vreo 1,5 pe 2. Acum mai mare că și-a urmărit, atunci atâta era. Și știu că ne înghesuiam unea toți, nu odată, dar mai bine să fii înghesuit și cu Domnul, nu? Acum suntem, avem și nu ne mai salutăm unii pe alții. N-ați observat, cât ești, parcă, uitați-vă, ăia 10 leproși. Unul era samaritean, altul era iudeu, altul pot era grec, nu? Ei au stat împreună, ați observat? Dar dacă erau sănătoși, vă garantez că mai stăteau împreună, știu. În veci. Și am visat că eram acolo și ardea o flacără de la aragaz și eu trebuia să întrețin flacăra aceea. Și știam că dacă se stinge flacăra aceea, mi s-a stins tot viitorul. Și mă chinuiam și bântea vântul pe fereastră și bătea zăpada și bătea crivățul. Și cu tot din adinsul știam că cineva vrea să-mi stringă flacăra aceea. Și la un moment dat am auzit trâmbița aceea a unui arhanghel. Și toate acoperișurile sau cele mai multe s-au dat la o parte și am putut să văd Aradul, eram atunci la Arad și am văzut oameni îmbrăcați în alb cum încep să se înalțe în sus. Dragii mei, vreau să vă spun că am început și eu să mă înalț, dar numai un metru după aceea am căzut jos. Știți ce mi-a spus Domnul? Flacăra aceea trebuia să ardă mai tare. O zis, Cristi, flacăra care ai primit-o de la mine, dar nu-l lăsa să se stingă. Că diavolul în viața asta caută. Diavolul nu caută să te oprească să nu mergi la biserică. Poți să mergi la biserică liniștit. Ascultă-mă ce spun. Diavolul nu caută în viață, nu știu ce, să nu mai postești. Poți să postești, numai să nu ierzi pe ăla de lângă tine. Postește cât vrei. Nu are treabă diavolul. Știi ce caută diavolul? Dragii mei, ascultați-mă. Diavolul nu caută să stai în relație la primărie sau de la spital. Diavolul caută un singur lucru. Să stai legătura cu cerul. Acest oră m-am trezit urlând. M-am trezit și m-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, te rog frumos, ajută-mă ca flacăra aceasta Duhului Sfânt în mine să ardă. Amin. O să spune, Hade Cristi, frate Cristi, dar asta nu-i vizită la Domn. Păi ce, până efortul tău personal, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domn. Amin. Azi facem teologie, se poate și fără Duhul Sfânt, se poate și fără botezul în apă, se poate și fără pace. Și fără sfințire se poate. Până la ușa cerului se poate. Până la ușa cerului se poate. Dragii mei, nu m-am căsătorit cu soția mea, pentru că soția mea a zis, dacă nu mă iei tu, oricum mă iau alți 10. Deci, am variante o grămadă. Eu m-am căsătorit cu soția mea, că am văzut că fără mine nu vrea să trăiască. Eu m-am căsătorit cu soția mea, pentru că am văzut că mă iubește. Dumnezeu nu te ia în cer și nu mă ia în cer, pentru că printre alte opțiuni l-am avut și pe el. Dumnezeu a zis, eu vă iau acasă dacă tu spui astăzi că fără mine nu poți. Aleluia. Și eu vreau să mărturisesc astăzi la Guga, că fără eu sunt zero. Aleluia. Vreau să vă mărturisesc astăzi că fără el nu pot să fac niciun pas. Poți să faci un pas? Cel mai mare lucru care poți să-l faci fără Iisus e nimic. Despărțiți de mine? Asta e cel mai mare lucru, bărbatul. Nimic. Au trecut ani și după 15 ani am visat din nou acest vis. Eram în Florida, în America. Trebuia să predic a doua zi la o biserică. Și acum se făcea că eram împreună cu familia. Și-a venit răpirea și aceeași trâmbiță am auzit-o. Ceea ce m-a înspăimântat atunci am visul acela și m-a făcut să mă trezesc transpirat și să mă trezesc curlând.
au fost că copiii mei nu erau lângă mine și trebuia să plecăm. Știam că trebuie să plecăm. Și m-am uitat și nu era nimeni. Și m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, de ce m-ai arătat visul ăsta? Și au zis, Domnul Hristos, te-am arătat visul ăsta. Ca să înțelegi durerea părinților care au copii în lume. Că de multe ori vă rugați pentru ei un minut. Păi au o durere, păi ea nu îi împlinește faptul că au frigiderul plin, păi ea nu îi împlinește niciun telefon. Pe părință, ea nu îi împlinește nici 10.000 de euro să aibă salar. Voi ca păstor și ca slujitor ar trebui să înțelegeți, asta e durerea lor cea mai mare, că vine răpirea. Și copiilor nu-s acolo. Și-o zis, Domnul, ți-a mai dat pentru încă ceva visul acesta. Ca să le spui la toți unde vei merge și vei avea ocazia și vei avea acest subiect deschis cu care n-am venit astăzi la voi și nu mă gândeam ca astăzi să vorbesc. Să le spui că trebuie să ai altare în casă. Cu oamenii care m-au scris o fată de Cristi de 20 de ani, 21, am 21 de ani fată de Cristi. Taică mi-o dă îndemn la învon și în 21 de ani nu ne-o chemat odată la rugăciune. Odată? Frate Cristi, urmează să mă căsătoresc. Nu trebuie apartament, nu trebuie mașină. Mi-ar fi plăcut să zică tatăl meu și mama mea, hai să ne rugăm împreună. Ascultați-mă, dragii mei, există ceva în noi care nu poate să-l fie împlinit nici de pensie, nici de ajutor social, nici de bani. Există tânjirea aia după Dumnezeu, care e și în copilul tău. Poate ți-i pleca copilul în lume. Vreau să spun ceva, continuă să te rogi. Când va cheltui tot, o să vină acasă. Că după ce, cât timp plătești tu pizza, ascultă-mă, cât timp, vin toți prieteni după tine. Vin toți. Îmi spunea băiatul ăsta, de care vă ziceam, frate Cristi, cât timp am plătit eu, coadă se făcea, coadă. Până într-o zi când ne-a zis, gata. N-ai vrea în seara asta să te întorci acasă. N-ai vrea în seara asta să spui, Doamne, se scurg anii. Se duc. Eu am venit cu predică de acasă. Dar Doamne mi-a spus printr-un prolog acum 3 săptămâni. O zis, uneori trebuie să închizi Biblia și să-ți dau eu direct ce să spui. Și am zis, Doamne, când o să se întâmple asta? Și Doamne, acum a făcut asta. Și apoi zis, Doamne, o deschizi și spune unde să mergi. Că El e prezent aici. Că o găsi oameni înfometați. O găsi oameni care au făcut zeci de kilometri ca să audă un cuvânt, nu pe Cristi Boariu, un zero, ci să audă pe Domnul vorbind. Și vreau să spun ceva astăzi, când El vorbește, nu poți să rămâi nemișcat. Dar atunci când El vorbește, tu trebuie să te smerești. Tu trebuie să spui, Doamne, am făcut praf atâția ani din viața asta încât, nu știu, Doamne, câți ani îmi mai dai. Că eu mă uit la prunci mei, dacă îi dau 50 de lei, nu? Și îi face praf pe pofuleț și pe pofarin. Ei nu mă motivează să-i mai dau încă 50 de lei. Dar dacă își iau cu literă de matematică sau un caiet de matematică, tati, vreau să fiu olimpic la matematică și împrumut iau bani să mai dau 50 de lei. M-auziți ce spun? Mulți strigă din spital, Doamne, mai dăm încă 2 ani de viață. Ți-am dat 41 de ani și te-ai certat cu vecină. 41 de ani. Ce să-ți mai dau? Uitați-vă, dragii mei, că mor tineri lângă noi. Se duc unii. Unii sunt pregătiți și pentru aia pleacă. Unii nu-s pregătiți și ei pleacă. O să vine și rândul tău și rândul meu într-o zi. O să vine momentul când liniuța aia mai mică decât iPhone-ul o să-ți traseze veșnicie. N-ai vrea astăzi să spui, Doamne, vreau să vin acasă. Vreau să cântăm o cântare. Prima cântare, sau printre primele cântări care le-am învățat pe copiii mei, prima cântare care am cântat-o cu ei în biserică a fost cântarea care părinții mei m-au învățat. Și o să o cânt aici cu voi. Și în seara asta, dacă este cineva, dar eu știu că este, eu spun dacă, așa spun eu, dar Duhul Sfânt spune că este. Dacă este cineva care nu a făcut botezul încă și vrea în seara asta, Domnul să-i dea o haină albă, în timpul cântării să fie aici în față. Știu că e înghesuit, dar vreau să spun că nu e mai mare înghesuială decât era femeia aceea cu scurgere de sânge, nu e mai mare înghesuială. Și din toată mulțimea aia, puterea Domnului nu s-a scurs, că Dumnezeu nu împărăștie puterea. Din toată mulțimea aia, puterea, știți din cine s-a scurs? O femeie aceea. Spune cântarea, sunt un bol. Eu o să cânt cântarea aceasta. Voi, dacă o știți, puteți să o cântați cu mine. Dar eu știu că Domnul e prezent aici. O să mă duc fericit acasă. O să mă duc bucuros acasă. Sunt un bulgăraș prea mic. Sunt un strop de rău în soare. Și auzi?
Te văd oamenii că ești mic, așa-i? În seara asta Dumnezeu te vede mare dacă te smerești. S-au spus oamenii că nu mai ai nicio șansă. Frați și surori, șansa mea e în cer. Șansa noastră e la Duhul Sfânt. Sunt aici persoane care, spune Domnul, că au nevoie de vindecare. Mă rog ca Domnul să vindeci. În timpul cântării, așa îl cunosc pe Dumnezeu ca un Dumnezeu vindecător. Poate să vindece și diabet și splină și cancer. Dar cel mai mult mă rog să vindece mândria. Cel mai mult mă rog să vindece minciuna, să dispară bolile astea spirituale. Că cu boli fizice pot să merg în cer, dar nu pot să merg în cer cu bolile spirituale. Hai să ne ridicăm în picioare. Și la balcon sunt persoane, și în sală sunt persoane. N-au făcut încă botezul. De la 14 ani, ascultați-mă, de acolo de sus, de pe ultima bancă de la balcon am venit până în față. Și de 18 ani trăiesc cu el cea mai frumoasă viață. M-a chemat pe nume și am zis, Doamne, vin și eu. La 14 ani m-a chemat, la 19 ani mi-a dat o slujbă. Și atunci sunt în slujba lui. Sunt un bulgăraș prin lacrimi, sunt un strode. Dacă este cineva, noi cântăm încet, dar dacă este cineva, și cu cât mă văd mai, Doamne, sunt mic, ai nevoie și de mine, am nevoie. Poate tu, cu atât tu te vezi mai mare, și cu cât mă văd mai. Fă-ți loc printre rânduri și vino aici în față, genunchează aici.